Ne apropiem de cuvântul Domnului, vom citi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26, de la versetul 1 la versetul 29. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire între cea a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toate Iudeia și la neamuri, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare, dar, mulțumit ajutorului Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înainte celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie.
O, nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, că sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu, ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Amin. Ne rugăm. Doamne, Tu ești Dumnezeul istoriei. Nimic din istorie nu are loc fără voia Ta. Fără voia Ta permisivă, fără voia Ta suverană. Ne pare rău, Doamne, că de multe ori uităm rolul nostru în istoria Ta. Tu ai lucrat atât de clar în viața noastră. Și noi uităm. În această seară am dori să ne recentrăm viața în istoria Ta. Amin. De aceea te rugăm să ne vorbești tuturor. Amin. Așa cum i-ai vorbit Apostolului Pavel și ai schimbat viața, i-ai transformat viața. Așa ai făcut-o cu mulți dintre noi și noi îți mulțumim. Dar astăzi aici și pentru toți cei care vor auzi acest mesaj, este nevoie de o lucrare nouă a Duhului Tău. Amin. Care să schimbe gândirea. Amin. Să schimbe sentimentele. Amin. Să schimbe voința. Amin. Și să se întoarcă la Tine. Aleluia. Aceștia n-au putere în ei înșiși. Au nevoie de asistența Ta. De aceea te rugăm, Duhule lui Dumnezeu, să-ți faci lucrarea. Amin. Să îndupleci. Amin. Să schimbi. Amin. Să stârnești. Să străpungi inimile. Și cuvântul Tău să biruiască. Cerem toate acestea pentru slava Ta, nu pentru slava noastră. Și credem că ne asculți, pentru că te rugăm în numele lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Aș dori să vorbesc despre metanoia. Cuvântul metanoia este un cuvânt grecesc. Vine din două cuvinte. Meta, noia. Nu înseamnă minte nouă. E o păcăleală. Meta înseamnă dincolo de. Iar noia vine de la nous, care în limba greacă înseamnă gândire, intelect. Metanoia înseamnă așadar o gândire schimbată, transformată. Cuvântul acesta se găsește de 22 de ori în Noul Testament. Există și alte variații, dar în principiu, ori de câte ori apare, el este tradus cu pocăință în limba română. Ceea ce nu este deloc greșit. Însă s-ar putea ca acest termen, pocăință, să te deruteze, să crezi că ceea ce Dumnezeu cere, ceea ce apostolii au predicat, și anume chemarea la pocăință, să însemne doar să te căiești de păcatele tale.
Cuvântul pocăință în limba română vine dintr-un slavon, caiane, care înseamnă căință, de unde avem căință. Pocăință este o stare accentuată de căință, pocăință. Accentul aici cade pe sentimente, pe afecțiuni, pe ceea ce trăiești cu simțurile, starea aceea de părere de rău când te căiești. Cuvântul metanoia, în schimb, care este în original, e mult mai bogat. El te trimite nu doar la sentimente, așa cum vom vedea, te trimite mai ales la gândire. Metanoia înseamnă să îți schimbi felul de a gândi. Și nu numai atât. Metanoia înseamnă nu doar să gândești altfel, ci să și acționezi altfel atunci când gândești altfel. Deci, metanoia cuprinde trei zone ale personalității noastre. Metanoia se referă la schimbarea sentimentelor. Metanoia se referă la schimbarea gândirii. Și metanoia se referă la schimbarea atitudinii sau voinței. Acum, orice psiholog ți-ar spune că, în principiu, o persoană umană, o ființă umană numită persoană, se definește prin sentimente, prin rațiune, prin voință. Metanoia le cuprinde pe toate sau le acoperă pe toate acestea. Și cred că așa ar trebui să privești cuvântul metanoia. Dacă ar fi să aleg un termen mai potrivit, mai complet pentru limba română, poate că aș alege cuvântul convertire pentru metanoia. Metanoia este procesul convertirii, de a te schimba în sentimente, în gândire, în voință. Și ca să ilustrez mai bine aceasta, mi-am notat o ilustrație citită despre un teolog britanic pe nume Leslie Newbegin, care a fost 10 de ani misionar în India. Pe lângă faptul că era misionar, el a și scris și într-una din cărțile lui pe nume Misiune în felul lui Hristos, el explică cum a înțeles pocăința dintr-o experiență personală. A hotărât să viziteze un sat din India, foarte sărac, izolat, fără drumuri, care era așezat dincolo de un râu. Acum, spunea el, puteai să intri în sat prin două direcții, din sud sau din nord. Și sătenii de obicei, când primeau pe cineva, musafir, îl așteptau în partea de sud. El n-a știut lucrul acesta. Și pentru că ei, indienii, au auzit că vine un englez cult, un misionar, au hotărât toți să-l primească în stilul lor propriu. Și i-au pregătit muzică specifică locului, flori, dans, fructe, în sfârșit, să se simtă bine musafirul. Dar toți s-au așteptat în partea de sud a satului. Misionarul n-a știut acest lucru și a ales ruta din nord. Și a intrat în sat prin partea de nord. Și a fost întâmpinat de capre și de găini. Niciun om. La început s-a simțit neprimit, dar a văzut că satul, toți oamenii erau adunați în cealaltă parte și când s-a apropiat de ei, cineva a strigat
A venit misionarul și toți, tot satul, da? Micul, mare, s-au întors spre el, dinspre sud, înspre nord. Și l-au aplaudat, l-au întâmpinat cu drag. Și el s-a gândit așa, acest misionar. Aceasta este metanoia. Aceasta este pocăința. Și acum vă citesc din ce a scris el. Nu doar să faci cale întoarsă, să te întorci de la păcatele tale. Ioan Botezătorul cere pocăința nu cu referire la păcat, ci la venirea împărăției lui Dumnezeu. Deci este, adică, o altă perspectivă, nu doar negativă, ci ceva pozitiv. Continui din ce scrie New Begin. Nu o vezi împărăția venind pentru că te uiți într-o direcție greșită. Aștepți ceva greșit. Ceea ce crezi tu că e Dumnezeu, nu e Dumnezeu deloc. Ai nevoie de o schimbare a perspectivei. Ai nevoie de o revoluție mentală. Altfel, împărăția lui Dumnezeu va fi complet acoperită pentru tine. Gândurile lui mi-au plăcut. Ideea aceasta că unii se uită într-o direcție greșită. Trebuie să te pocăiești, să ai o metanoia, o schimbare radicală dintr-o direcție într-alta. Atunci numai vei vedea ce trebuie să vezi. Cam așa descrie el metanoia. Este, adică, un alt fel de a privi realitatea. Metanoia înseamnă să vezi dincolo de lucruri, să recunoști esențialul în persoane și în lucruri. De aceea, vedeți, când predicatorii trimiși de Dumnezeu, că e vorba de proroci, că e vorba de Iisus, de Ioan Botezătorul întâi, Iisus, apostolii, toți aveau în centrul mesajului ideea de metanoia, de pocăință, de schimbare. Și nu are atât de a face cu elementele morale, ci cu elementele existențiale, adică cele care cu adevărat sunt esența ființei tale. Asta este schimbarea adevărată. Nu doar să schimbi niște lucruri în afară, ci să ai schimbarea în centrul personalității tale. Adică să ți se recentreze personalitatea, sentimentele, intelectul, voința, totul va fi altfel. Ca să exemplific această schimbare altfel. Metanoia aparține unui grup de expresii, de termeni derivați din greacă. De exemplu, metabolism, metaforă, metafizică. Și mai există un termen pe care am să-l explic, metamorfoză. Metamorfoza înseamnă schimbarea formei. Adică te schimbi în exterior, la formă, nu mai ești, nu mai apari ca înainte. Este ca și cum primești o altă înfățișare. Ceva se transformă însă din interior. Da? Așa cum un fluture se naște. Asta e metamorfoză. Așa e posibil ca un om să se metamorfozeze, să își schimbe înfățișarea a personalității, a caracterului. E ca o prefacere. E o transformare profundă. E un fel de tranziție dintr-o stare într-alta. Nu e ceva superficial, ci e ceva foarte radical. Foarte radical. În lucrarea pastorală am întâlnit multe cazuri în care chiar și creștinii cu numele erau pătimași, erau dependenți de tot felul de păcate, de obiceiuri rele.
Și am întâlnit de pildă soți care aveau patima alcoolului. Și nu doreau să facă rău familiei, dar nu puteau să scape de această patimă. Beau, se îmbătau și apoi făceau de rușine familia și își plângeau păcatul. Își cereau iertare de la soție, de la copii. Și chestia asta se întâmpla mereu. Ani de zile. Adică era o dorință acolo de schimbare, dar era doar dorința, fără nicio putere de transformare, fără ca ceva să se întâmple radical. Era un cerc vicios, un circuit din care nu mai ieșea. Și asta se întâmplă cu foarte mulți oameni care ar dori o metamorfoză, ar dori o metanoia, o schimbare a vieților, dar nu pot. Singuri, nu pot. Despre aceasta vorbește, în principiu, Apostolul Pavel, textul nostru din Faptele Apostolilor 26, când stă în fața unor VIP-uri, very important person, persoane foarte importante din lumea lui, din lumea romană, a Imperiului Roman, prinde ocazia să vorbească despre credința lui, despre nădejdea care era în el. Nădejdea era legată, în primul rând, de învierea din morți. Dar povestește Apostolul Pavel despre cum l-a întâlnit pe Hristos, sau invers mai precis, cum Hristos l-a întâlnit pe el, cum i-a vorbit, cum l-a numit ca și slujitor și martor al lucrurilor pe care le-a văzut, cum a fost ales și nominalizat să fie apostolul neamurilor. Cu ce scop? Versetul 18 din text spune: ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine, în Hristos, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Aici e miezul Evangheliei. Orice predicator, orice lucrător are ca obiectiv acest lucru. Ce înseamnă să le deschizi ochii? Să se întoarcă de la metanoia. Asta e întoarcere de la ceva la altceva, de la ceva dintr-o direcție la altceva, într-o altă direcție, ceva radical. Și asta se face prin credința într-o persoană, în Iisus Hristos, care dă iertarea păcatelor și moștenirea. Versetul 20, în schimb, după mine însumează foarte bine ceea ce vreau să spun în mesajul meu. Apostolul Pavel explică: am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim și în toată Iudeea și la neamuri, trei lucruri. Să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Aici este suma Evangheliei, practice, concrete. Trei lucruri. Să se pocăiască se referă la acea schimbare a inimii, a sentimentelor. Să se întoarcă la Dumnezeu este un act al gândirii, al rațiunii, să încetezi să mai gândești într-o direcție, să gândești altfel, să te răzgândești. Și apoi, al treilea lucru, să faci fapte vrednice, deci să iei niște acțiuni, niște decizii. Deci, atât inima, cât și mintea, cât și voința sunt cuprinse aici. Și descriu exact procesul pe care mie îmi place să-l numesc procesul convertirii. Asta e convertirea. Ceea ce propovăduim noi, spune Apostolul Pavel, este puterea aceasta lui Dumnezeu care poate să schimbe, să transforme. Asta este metanoia. De aceea aș vrea să te verifici întâi tu. Cum stai aici? Ce s-a întâmplat în viața ta? Procesul trebuie să fie complet. Remarc faptul că mulți dintre cei care au luat în final o decizie au
mers pe linia sentimentală, emoțională, s-au căit de anumite păcate, dar nu s-a produs nici o transformare radicală în gândirea lor. Ca și bețivii, ca și cei dependenți, încearcă să scape, nu reușesc, iar se întorc la ceea ce fac cu neputință. Eu nu numesc aceasta convertire. Este o dorință, este o încercare, dar procesul nu s-a finalizat. S-a început doar. De aceea, pentru unii, este o păcăleală totul. O autosugestie. Cred că dacă au avut anumite simțăminte, momente de cercetare, le pare rău de păcat. Da, cui nu-i pare rău dacă face ceva împotriva semenului sau a familiei? Dar e mai mult de atât. E dincolo de, doar de emoții. Este nevoie, așadar, de o etapă preliminară a aceasta a schimbării sentimentelor. Da? E bună faza aceasta, dar trebuie să urmeze faza, etapa schimbării minții, a gândirii. Deci Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, versetul 2, îndeamnă credincioșii așa, Romani 12 cu 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Acesta este următorul pas. Pasul care face o tranziție spre o decizie. Metanoia, pocăința, dacă vreți, are în centru ei această fază. Să te transformi, să ai parte de experiența metamorfozei, prefacerii, prin cum? Înnoirea minții, a gândirii. Ce înseamnă aceasta? Este că un credincios, un om transformat, gândește viața altfel, gândește prioritățile altfel, caută să înțeleagă altfel viața. El se atașează de lucrurile duhovnicești, îi plac lucrurile spirituale, nu-i mai plac cele dinainte, păcatele dinainte, obiceiurile rele, ci prin puterea rațiunii, a intelectului, el caută să se mute, să tranziteze înspre lucrurile duhovnicești. Citește altceva, ascultă altceva, se roagă altfel. Aici intervine ceea ce cred eu că este miezul, esența lucrării lui Dumnezeu în viața unui om, ca să-l schimbe. Puterea cuvântului. Apostolul Pavel, la fel, tot în Romani 10, versetul 9 și 10, spune: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dar versetul 14 explică: cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Vedeți, există cel puțin 5 etape aici. Da? Întâi cineva trebuie să fie, luăm invers, întâi cineva trebuie să fie trimis, acest trimis trebuie să propovăduiască, apoi alții să audă, cei care aud să creadă și cei care cred să cheme pe Dumnezeu. Da? Ăsta e procesul dacă luăm invers. Dar este logic, spune Apostolul Pavel, să nu credeți că mântuirea vine așa spontan, puși din deget, o mână ridicată și s-a rezolvat, uită-te în ochii mei și ești mântuit. Nu, e un început, e bine, așa cum o vedea, să faci, să iei decizia. Dar
miezul acestei schimbări trebuie să fie consistent și coerent. Trebuie să aibă substanță. Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat acolo? De aceea versetul 17 însumează ce spune Apostolul Pavel în Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvânt. Prin cuvântul lui Hristos. Dacă mintea ta nu ascultă cuvântul, nu îl asimilează, nu se va întâmpla nimic. Vor fi doar emoții care vin, pleacă. De aceea, unii nu mai sunt în adunare, unii nu mai sunt în credință, pentru că și-au bazat viața pe un eveniment experiențial. I-a copleșit ceva, s-au simțit păcătoși și s-au căit. Dar, n-au mai continuat. N-au mai lăsat cuvântul lui Dumnezeu să îi transforme, să îi metamorfozeze. Asta e pocăință. Dacă vreți, strict ca proces, vedeți. Trebuie să existe faza aceasta, da? Cu siguranță. De aceea ai nevoie de cuvânt. Ai nevoie de a căuta. Dumnezeu se lasă căutat. Dumnezeu răspunde. Și celor care au puțină credință, au dorință acolo, scânteia este acolo. Dumnezeu e gata să răspundă. Trimite oameni, trimite mesaj. Mai ales astăzi, cu atâtea facilități în lumea asta tehnologică, aproape că nu există scuză pentru toți cei care au acces la cuvânt. Noi ne-am rugat pentru aceasta și ne-a dat Dumnezeu acest har să răspândim cuvântul, da, prin media, prin atâtea oportunități. Dar știți că aceasta se poate întoarce împotriva celor care acum ascultă, dar nu răspund. Nu-L cheamă pe Domnul. Versetul 13, tot din Roman 10, spune: fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Deci există un proces rațional. Există o căutare, un răspuns. Există logică, există legături, da, între idei. Asta face raționalul. Dumnezeu nu îți impune nimic. De aceea noi credem într-un Dumnezeu personal, corect, drept. El nu ne comandă, da, cu remote control, cu telecomandă, să fi pus un chip în capul nostru așa și să vezi că luăm decizii așa când El dorește. Nu. Aceasta este libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia. Liberul arbitru se mai numește. Sau, cum spunea Pascal, demnitatea cauzalității. Adică noi putem, avem o demnitate să cauzăm lucruri, să alegem lucruri. Noi suntem conștienți de noi înșine. Sper că ți-ai dat seama de asta. Știi cine ești? Vorbești despre tine. Asta înseamnă că ești mai mult decât un animal care trăiește din instinct. Noi avem instinct, dar peste instinct avem conștiința de sine. Avem determinarea de sine. Noi putem să cauzăm lucruri. Inovăm, gândim. Dar nu crezi că această credință a lui Dumnezeu sare peste această etapă? Nu, nu. Da, e adevărat, începe totul în inimă. Acolo se încălzește inima într-un mod ciudat, cum spunea John Wesley când își povestea momentul convertirii. Zice, la 9 fără un sfert, seara, mi s-a încălzit inima într-un mod ciudat. Atâta spune. Pentru că e foarte greu de descris momentul acela în care inima ta e străpunsă. Dar vine apoi înțelegerea. Noi nu suntem dintre cei care cred și nu cercetează. Credința întotdeauna este legată de cunoaștere. Cunoașterea validează credința. Ele merg mână în mână. De aceea această etapă e absolut nevoie. Asta e pocăința ca și proces de convertire.
Și să știți, sunt unii care mi-au spus că ani de zile s-au luptat în mintea lor să creadă. Unul dintre ei, mi-amintesc chiar acum, a fost C.S. Lewis, un mare om al lui Dumnezeu, un scriitor englez, profesor de literatură la Oxford și la Cambridge. A murit în 1963. El era un om, un talent în a scrie, nu doar cărți de specialitate. Toată seria aceasta, Narnia, el a scris-o. Foarte multă imaginație, dar n-a crezut la început. El a fost un ateu. Apoi a devenit agnostic, am astea etapele. Ești ateu, nu crezi în Dumnezeu, după aceea ești agnostic, adică deschizi puțin ușa și zici poate că există Dumnezeu, dar nu îl putem cunoaște. Asta spune agnosticul. Deci la ateu, la agnostic, e doar, doar etape. Apoi vine și a venit în viața lui C.S. Lewis, ce anume? Transformarea, schimbarea, care a venit în urma unor ani de căutări. A citit foarte mult. Și-a pus multe întrebări. Dumnezeu nu este absurd să nu te lasă să pui întrebări. Întrebările tale nu îl intimidează pe Dumnezeu. Nu îl inhibă pe Dumnezeu. El îți va răspunde la unele și foarte bine că nu îți răspunde la altele. Dar îți va da ce trebuie. Și mintea ta va fi pregătită. La unii lucrul acesta se întâmplă foarte repede. Dumnezeu poate lucra într-un mod extraordinar, excepțional. Da? Le trebuie foarte puține argumente raționale să zică acesta e Dumnezeu. Pentru unii lupta e mai grea. Dar vine a treia etapă. Inima, mintea. Da? Ceva trebuie să facă legătura între ele două. Voința este acea capacitate noi pe care a pus-o Dumnezeu de a alege, de a lua decizii. Cum spuneam, suntem ființe cu demnitatea cauzalității. Determinăm, alegem lucruri. Dumnezeu ne respectă această facultate a ființei noastre. Trebuie ceva să miște lucrurile, nu doar să le înțelegi, nu doar să le simți. Ceva trebuie să te miște, tu să faci ceva. Dacă toți suntem în Faptele Apostolilor, aș vrea să vă citesc un pasaj, să vedeți ce înseamnă pocăința la nivelul volitiv, la nivelul voinței. În Fapte 19, citim de la versetul 13 despre niște exorciști iudei care au încercat să cheme numele Domnului Iisus. Și istoria continuă. Versetul 16, omul în care era un duh rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, i-a schingiuit în așa fel că au fugit. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Nu intru în analiza acestui text, foarte interesant să vedeți lupta aceasta în zona puterilor spirituale, supranaturale. Dar versetul 18 și 19 mă interesează. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Deci cuvântul lui Dumnezeu lucra și în zona aceasta foarte periculoasă de altfel. Zona demonilor. Dar ce s-a întâmplat este că până și cei care au scăpat de duhul vrăjitoriei au făcut ceva. Nu a fost doar un sentiment. Au plâns păcatele, le-a părut rău. Nu. A fost mai mult de atât. Au raționat, au gândit și apoi au făcut ceva, au acționat. Despre această a treia fază, da, vreau să vorbesc. Este vorba de faza de a lua decizii, de a face ceva. Să vă exemplific altfel. Am citit despre trezirile spirituale din țara Galilor,
din Marea Britanie, din secolul XIX. Profesorul Edwin Orr, de la, care a scris preda istoria bisericii, a făcut cercetări și a descoperit că în secolul XIX, mai ales pe coasta țării Galilor, deci pe malul țării, în zona de porturi, unde existau multe vapoare, s-a produs o trezire spirituală. Oamenii s-au întors la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu lucra și ce au făcut acești oameni? Nu doar că s-au bucurat că Dumnezeu le-a iertat păcatele. Au făcut ceva. Și spune că în câteva zile autoritățile locale au fost copleșite de următorul aspect. Cei care s-au convertit au început să aducă înapoi lucrurile furate de-a lungul anilor. Da? Și s-au adunat grămezi foarte mari de obiecte, așa încât proprietarii n-au mai avut unde să le pună. Și au fost obligați să pună pancarte, da, semne, pe care au scris, și vă citesc, ce au scris autoritățile. Dacă ați fost călăuziți de Dumnezeu să returnați ce ați furat, conducerea vă informează că sunteți iertați și vă roagă să țineți ce ați luat. Nu, eu mă gândeam, vă imaginați ce s-ar întâmpla în România dacă toți cei ce au furat, da, și-ar schimba gândirea, s-ar pocăi și-ar returna statului ce-au furat. Unde am fi acum? În topul Uniunii Europene. Dar înțelegeți, o trezire spirituală care a schimbat inima, a schimbat mintea, dar a schimbat și atitudinea, voința. A trebuit să repare ce a stricat, ca și Zacheu în Luca 19, un vameș. L-a primit pe Iisus în casa lui și Zacheu și-a schimbat toată perspectiva economică, pentru că asta face pocăința. Îți schimbă și perspectiva economică. Amen. Și gândirea asupra banilor și cum, și asupra lucrurilor. Vedeți? Aici se finalizează procesul convertirii. Nu este doar sentimente, căință, așa cum ne-am obișnuit. Venim la biserică, ne cerem iertare, Domnul ne iartă că e bun. Venim la cina Domnului și aici lucrurile nu sunt mai copleșiți și de mâine facem la fel. E mult mai mult de atât. Din nou, cum însumează Apostolul Pavel lucrarea lui, versetul 20 din Fapte 26. Ce propovăduie el? Să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, da? Să regândească tot și să facă fapte vrednice de pocăință lor. Vedeți, metanoia, pocăința autentică, e un proces, o schimbare de inimă, de minte, de voință. Are atât o dimensiune negativă, în sensul că un pocăit are dezgust față de păcat. Da, se și autocompătimește, poate avea crize afective, remușcare. Dar vă amintiți de unul Iuda? Ce a făcut Iuda, apostolul sau ucenicul Domnului, după ce l-a vândut pe Iisus pentru 30 de arginți? S-a căit. S-a dus la cei care erau în conducere, cu care a tratat vânzarea lui Iisus, poate din motive politice, să-l oblige cumva pe Iisus să facă mai mult, să lucreze mai supranatural ca să îi scoată de sub jugul roman pe evrei. Nu știm motivele lui, dar oricum n-au fost bune. A fost o trădare la mijloc. L-a trădat pe învățătorul lui. Și cugetul lucrează. El se întoarce cu remușcări.
dă banii înapoi, dar n-ajută, e prea puțin. Remușcarea e doar un pas pregătitor. În cazul lui Iuda, n-a finalizat tot procesul convertirii. S-a dus și s-a spânzurat. Deci, vedeți, nu e doar culpabilizare, ci trebuie și conștientizare. Nu doar să zici, sunt vinovat, toată ziua să spui sunt vinovat, asta nu e pocăință. Și poți să te verifici dacă ești în proces. Asta contează. Astăzi noi, credincioșii, creștini, trebuie să ne verificăm dacă mai suntem în proces. Că a fost un eveniment când a început totul, asta știm. Că a fost chiar o decizie de a face legământ, dar mai ești în procesul de convertire. Pocăința nu se sfârșește niciodată în acest sens. Înnoirea aceasta minții, cum spune Pavel în Roman 12, nu se finalizează niciodată. Ai nevoie de o recentrare a personalității tale, de o regândire a priorităților. E prea puțin doar să te uiți la imperfecțiunile tale. Trebuie să te uiți în direcția corectă, cu încredere, în sus, spre iubirea lui Dumnezeu. Nu să te uiți doar la eșecurile din trecut, ci să te uiți la ce poți deveni prin har. Aceasta e metanoia. E un proces de convertire. Vestea bună știți care este? Că acest proces de convertire, de schimbare, nu se produce niciodată singur, în singurătate, în izolare. Promisiunea este că Duhul lui Dumnezeu ne asistă, Duhul lui Dumnezeu este aici pregătit. Pentru toți. Pentru cei care vor să facă pasul decisiv, să ia o hotărâre. La fel și pentru cei care vrem să mergem înainte cu toată smerenia. Singur nu putem face acestea, dar Duhul lui Dumnezeu este de partea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este aici cu noi. Un duhovnic a fost vizitat de un ucenic. Și ucenicul a întrebat pe duhovnic, când ar trebui să mă pocăiesc? Duhovnicul s-a gândit să-i dea o lecție și a spus, eu zic să te pocăiești în ultima zi a vieții tale. Ucenicul a zis, păi nimeni nu e sigur când va fi ultima zi a vieții sale. Duhovnicul atunci a răspuns, dacă e așa, atunci mai bine să te pocăiești azi. Problema cea mai mare în zona aceasta deciziei este amânarea. Amânarea. Când știi că trebuie să faci ceva, să schimbi ceva și amâni. Știi că trebuie să schimbi asta în viața ta, la nivel rațional. Dar când treci la momentul decizional, ceva se întâmplă, îți scapă, n-ai putere, amâni. Nu acum, voi încerca altă dată, nu sunt pregătit. Amânarea este cea mai bună metodă a celui rău de a te ține sub control. Să nu iei niciodată o decizie. Să trăiești doar cu niște sentimente din trecut, niște experiențe așa care te-au curtat din când în când. Sau să citești, să cauți, să mai înțelegi, că tu până nu înțelegi, tu nu poți crede. Tu nu vei înțelege niciodată totul. Sper că ți-ai dat seama. Deci a te ascunde după cunoaștere, rațiune, după scolastică, este doar o metodă de a tergiversa, de a împinge mai departe o hotărâre. Metanoia înseamnă să legi
zona aceasta a inimii și a minții prin puterea voinței. Voința ta însă nu este singură, este asistată de voința Duhului lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, foarte frumos verset. E vorba de versetul din Filipeni 2, versetul 13. El în versetul 12 spune, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Adică ați înțeles procesul acesta al convertirii. Du-l cu frică și cu tremur. Frica aici se referă la reverență. Frică și cu tremur înseamnă starea de reverență. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Asta trebuie să ceri. Asta trebuie să te rogi. Doamne, am nevoie de ca voința mea să fie sub controlul voinței tale. Tu să faci ceva acolo, să-mi dai putere. Asta nu te va scuza să nu iei decizii. Dar cel puțin știi că nu ești singur. Și procesul va continua sau va începe cu adevărat și se va finaliza într-o decizie. Știi că toată viața ta va arăta altfel cu această metanoia? Dar poate o astfel de invitație nu vei mai primi niciodată în viață. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua deciziei. Trebuie să iei o decizie acum, aici. De aceea am să te ajut printr-o rugăciune. Și aș vrea să facem această rugăciune împreună, rămânem toți în smerenie, să ne rugăm. Și am să te ajut prin această rugăciune înaintea Domnului. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții chiar și aici. Unii nu știu să se roage, alții n-au această putere, voință de a se ruga. Haideți să îi ajutăm. Doamne, Dumnezeul nostru, la Tine este puterea, toată puterea, autoritatea este la Tine. Tu ne-ai creat, ai Tăi suntem, nimeni nu ne cunoaște mai bine decât Tine, pentru că Tu ai pus chipul Tău în noi, ne-ai făcut asemenea Ție și Duhul Tău ne-a dat și nouă din El și avem viață și ne mișcăm și ne bucurăm de viața aceasta. Dar, Doamne, știm că ceva nu e în regulă cu noi, că păcatul lucrează în noi, înclinația aceasta spre rău. De atâtea ori am eșuat, am avut atâtea tentative să scăpăm de tot felul de dependențe, de plăcerile de o clipă date de păcat. Întâi de toate, Doamne, înaintea Ta, pentru că ești bun și milos, vrem să ne cerem iertare. Și Te rugăm să ierți vina păcatului nostru și să acoperi tot ce am făcut rău, să acoperi prin sângele Fiului Tău, Iisus Hristos. El încă poate lucra, acționa. Îți mulțumim pentru că pentru mulți de aici acest sânge al iertării a lucrat. Mijlocim însă, Doamne, acum pentru cei care ar dori. Sentimentele sunt acolo, pregătite, chiar și mintea a înțeles. Dar este nevoie de o ultimă intervenție a Ta, o străpungere care vine prin puterea Duhului Tău. De aceea, Doamne, pentru toți cei care nu sunt deciși și n-au puterea, Te rugăm, Doamne, în numele Lui Hristos, să dai această putere de schimbare, dorință care să se concretizeze, să nu mai trăim cum am trăit, să ne răzgândim, să ne redirecționăm, să ne resetăm. Avem nevoie de așa ceva, Doamne, toți de aici, dar mai ales cei care sunt abia la început. Te rog, Doamne, ai milă de ei. Și voința și înfăptuirea sunt la Tine. Credem că poți să faci. Fă, Doamne, acest miracol care pentru Tine este o normalitate,
Dar pentru noi e miracol. Fă, Doamne, această lucrare drept în centrul personalității noastre. Și îți mulțumim că vei face mai mult decât credem sau gândim noi. A Ta, Doamne, de aceea să fie toată slava pentru orice lucrare bună care se va face și pentru acest cuvânt sfânt pe care ne l-ai dat. În numele Domnului Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin.